prelegile. Asta zic, ne așteaptă zile caniculare, iar autoritățile au un plan măsuri de protecție pentru cetățeni. Colega noastră, Florentina, are mai multe detalii. Ce vești ai pentru noi, Florentina? Bună dimineața! Zilele acestea, meteorologii anunță coduri galbene și portocalii de caniculă în mai multe județe ale țării, dar și temperaturi ce depășesc 33-35 de grade. Așadar, autoritățile s-au pregătit în acest sens. În capitală sunt deja pregătite aproximativ 30 de puncte anticaniculă. Unele dintre acestea au fost amenajate în spitalele ASSMB, altele au fost amenajate de către Direcția Generală de Asistență Socială în mai multe locuri. Sunt 5 astfel de puncte de caniculă în capitală, pe strada Constantin Mile, șoseaua Viilor, bulevardul Regina Maria și nu numai. Și în sectorul 6 al capitalei au fost amenajate 4 puncte anticaniculă de către DGSPC sector 6. Toate aceste puncte au o zonă de climatizare, au un asistent medical, de asemenea conțin o trusă de prim ajutor, apă potabilă, un tensiometru. Oamenilor li se poate lua și glicemia în aceste locații. Foarte important de precizat este însă că aceste locații vor fi deschise în intervalul orar 10-18, însă numai în momentul în care în capitală vor fi 35 de grade Celsius la umbră. Alte 19 puncte anticaniculă au fost deja amenajate în spitalele ASSMB, după cum vă spuneam. Vorbim despre spitalele Filantropia, Cantacuzino, Colțea, Colentina, Victor Babeș, Victor Gomoiu și nu numai. Medicii ne recomandă în aceste zile caniculare să nu stăm la soare în intervalul orar 10-18. Foarte important este să nu consumăm zahăr, cofeină, băuturi alcoolice, însă trebuie să consumăm foarte multe fructe și legume. De asemenea, trebuie să ne și hidratăm corespunzător, să bem între 1,5 litri și 2 litri de lichide pe zi și important este să bem apă odată la 15-20 de minute. La fel de important este și să ne îmbrăcăm în haine lejere, de culori deschise și să ne acoperim zona capului. Cam atât de aici, înapoi la voi!